Bună! V-am spus în clipul trecut că sunt în România, de asta fundalul, camera, nu mi-am adus echipament cu mine decât camera cu care filmez acum. Așa că vom avea astăzi păsărele, muște, nu știu ce mai intră pe aici în balcon. Am închis geamul și simt că deja îmi ia transpirația. Astăzi vreau să fac un haul, să vă arăt ce mi-am cumpărat eu de când am ajuns aici în România și mi-am de gând să-mi cumpăr câteva pentru că am deja chestii în minte. Dar sunt în țară de 2 săptămâni și în astea 2 săptămâni mi-am cumpărat câteva lucruri pe care vreau să vi le arăt. De obicei, când vin în România, încerc să nu car cu mine lucruri care sunt grele. Șampon, gel de duș, chestii din astea care trag mult la cântar. Încerc să le cumpăr de aici pentru că e mai ușor așa. Primul magazin la care m-am oprit atunci când am ajuns în țară a fost Farmacia Tei, pentru că aveam nevoie de câteva chestii pentru copii, pentru mine și sora mea mi-a zis, hai să ne ducem acolo mai întâi. Și acolo am găsit acest gel de duș de la Ziaja, Ziaja, nu știu cum se spune corect. M-a atras că faptul că miroase a gumă de mestecat. Eu căutam un gel de duș pentru copiii mei, pentru că Andy, cel mic, are piele foarte sensibilă. Și în timp ce căutam eu chestii în Farmacia Tei, am văzut acest gel de duș și mi-am adus aminte de această firmă, pentru că am văzut-o la Bianca Cosmetic Lover, cred, acum mult timp. Parcă ea vorbea de firma asta și când eram eu în Farmacia Tei și mă uitam, zic, erau atât de multe firme, atât de multe produse de care nu auzisem și ziceam surorii mele, zic, de care gel de duș să le cumpăr? Chiar nu știam, mă simțeam puțin copleșită pentru că erau foarte multe firme cu care eu nu eram familiarizată. Dar vă ziceam că am văzut acest gel de duș, l-am cumpărat pentru mine, nu pentru ei, pentru că miroase a gumă de mestecat și îmi place tare mult. Nu persistă mirosul, dar e așa, e distractiv să miroși puțin la gumă de mestecat atunci când faci duș și te speli. Vă spuneam că gelul de duș cu gumă de mestecat e pentru mine, iar pentru băieți l-am cumpărat pe acesta, de la La Roche-Posay, Soothing Protective Shower Gel, spun că este pentru, de la bebeluși, la adulți, pentru mic și mare, că îl poți folosi și pentru scalp, pentru zone intime, pentru față și corp, deci în cap până în picioare poți să te speli cu el. Și se înțeleg bine cu el, Andy n-a făcut niciun fel de iritație de la el și asta contează cel mai mult pentru mine. Și a costat în jur de 45 de lei. Dacă țin minte bine prețurile, vă zic sincer, nu mai țin minte prețurile fiecărui produs în parte. Ultimul produs pe care mi l-am cumpărat din Farmacia Tei este această cremă de față de la The Ordinary. E prima dată când încerc un produs de la ei. Am tot auzit de firma asta de ani buni de zile, dar acum am încumetat și o să-mi cumpăr ceva de la ei pentru că am văzut produsele în magazin. Eu nu sunt o mare fană a cumpărăturilor online, prefer întotdeauna să cumpăr din magazine dacă se poate. Și acum că am văzut produsele cu ochii mei, am putut să le ating, să le văd. Am cumpărat această cremă, plus că aveam nevoie de una, n-am venit cu tot ce-mi trebuie. Și este crema Natural Moisturizing plus acid hialuronic. Mi se pare că se termină foarte repede. Eu am de 2 săptămâni și nu știu cât mai am în ea, dar se simte foarte ușor. Nu cred că mai am prea mult, pentru că o folosesc și dimineața și seara. Mi se pare că îmi hidratează bine tenul. Eu am tenul gras, dar nu mi-l face să lucească prea tare. M-am dat cu ea așa dimineață. La început, în primele câteva zile, mă usura tare pielea când o aplicam. O aplicam pe față și imediat simțeam așa o usturime, dar dispărea imediat. După un minut nu mai simțeam nimic. Și nu știu exact ce ingredient în ea mă face să mă usture tenul. Dar cu toate astea continui să o folosesc și aș vrea să-mi cumpăr o variantă mai mare, pentru că m-am uitat pe site-ul lor și am văzut că au și varianta de 100 de mililitri. Aceasta este de 30 de mililitri și a costat, cred că a fost mai puțin de 30 de lei, 20 și ceva de lei. Eu mă înțeleg bine, chiar am de gând să o cumpăr și când o să ajung acasă să văd cum mă înțeleg cu ea acolo. Pentru că tenul meu reacționează diferit atunci când vin în România, mai ales aici în Constanța, unde este umiditate foarte mare și este și cald. Și eu acasă stau la munte, unde aerul este extrem de uscat și de obicei am nevoie de mai multă hidratare acolo, dar aici îmi trebuie ceva mai lejer și chiar sunt curioasă să văd cum o să mă înțeleg cu această cremă într-un aer mai uscat. Am o presimțire că va trebui să recumpăr această cremă până plec acasă, pentru că v-am zis că e deja pe terminate și sunt aici doar de 2 săptămâni. După ce am fost la Farmacia Tei, am intrat și în Auchan, pentru că erau acolo la același mall. Mi-am cumpărat o acetonă pentru că aveam nevoie să-mi dau oja jos. Și am și terminat-o aproape, în 2 săptămâni. Am folosit foarte mult acetone pentru că mi-am făcut unghiile mele de 2 ori, am făcut unghiile surorii mele, unghiile de la picioare și uite așa s-a dus o sticluță aproape întreagă de
150 ml de acetonă. Bine, nu este doar acetonă, mai are câteva ingrediente pe acolo, dar funcționează bine pentru ce am eu nevoie. Și mi-am mai luat și un șampon uscat de la Batist cu aroma de cireșe. Trebuie să am neapărat un șampon uscat oriunde mă duc. Astăzi ar trebui să mă luau cu șampon uscat pentru că n-am vrut să mă spăl pe cap. Iar eu mă înțeleg cel mai bine cu cel de la Batista. Am zis că poate o să încerc altceva nou altă dată, dar am vrut să merg la sigur să-mi iau ceva și știu că îmi place. Mi-am luat și niște șervețele umede pentru bebeluși. Nici n-am stat pe gânduri, nici n-am stat să mă uit să văd ce sortiment, ce varietăți aveau acolo. Doar m-am dus, am văzut șervețele de bebeluși, pac, primul pe care l-am văzut l-am luat. Firma Auchan, simple. Eu le folosesc ca să mă șterg pe mâini. Atunci când mă machiez, îmi place să am tot timpul șervețele umede pe măsuță, ca să șterg dacă îmi curge puțin fond de ten pe măsuță sau dacă mi se ia machiaj pe mâini. Vreau să-mi curăț tot timpul mâinile pentru că nu-mi place să am mâinile murdare de produse atunci când mă machiez. Pentru asta le folosesc. Stau tot timpul pe măsuță unde mă machiez. Am mai cumpărat de acolo și acest gel de păr. De fapt, este o ceară modelatoare de la Taft. Am cumpărat-o pe aceasta pentru băieții mei, pentru că vreau să... Mie îmi place să le fac părul, să le fac freza, să le fac țepișor din aceea. Mi-a plăcut pentru că miroase a fructe într-un fel, de asta am cumpărat-o. N-am vrut să le cumpăr ceva care miroase a parfum puternic de bărbați. N-am vrut să... Nu știu ce mi se pare ciudat să am copilași mici să le dau în cap cu ceva parfumat de bărbați, să miroase așa puternic. Și am cumpărat-o pe asta pentru că scrie pe ea că are nivelul 5 de hold, adică ar trebui să țină părul în loc. Nu este bună pentru ce vreau eu. V-am zis că eu vreau să le fac țepișor băieților, să le stea freza într-un fel. Le fac freza și în 30 de minute s-a lăsat tot părul. Zici că rămâne aspectul acela de păr ud, dar părul e lăsat deja, nu mai stă în niciun fel. Cred că ar fi bună această ceară pentru persoanele băieții, în general, care își fac freză și nu vor neapărat să le stea părul fix într-un loc, să stea fixat-o toată ziua. Sau eu mai folosesc, mai iau puțin pe degete și dacă văd că am firișoare, bine, astăzi m-am dat cu ea, dar ajută, zic, să netezez puțin firicele acestea de păr care stau în sus. Funcționează și pentru asta, pentru că v-am zis, nu se usucă tare, rămâne așa. Și pe ea zice că are 24-hour hold. Chiar vreau să încerc alt gel de păr. Spuneți-mi dacă aveți alte recomandări de geluri, ceară, produse de păr pe care aș putea să le folosesc în părul băieților mei, care să țină freza, țepișori. Alt produs pe care l-am cumpărat tot când am ajuns aici, doar care este aproape gata, este acest demachiant de la Garnier. Este pentru ochi 2-in-1. Nu mă așteptam să mă țin atât, să mi se termine atât de repede. Cred că mă mai ține vreo 3 zile, dacă în 2 săptămâni am folosit atât. Hai, poate încă 4 zile mă mai ține. Inițial am vrut să-mi cumpăr apă micelară, aceea 2-in-1, aceea cu uleiul acela uriu, am uitat cum se cheamă, dar nu-mi place mirosul acelei ape micelare. Mă deranjează extrem de tare parfumul. Știu că unor persoane le place, dar mie nu-mi place. Și atunci am zis, hai să-mi iau acest demachiant mic. Eu l-am folosit și la ochi și pe față. De asta s-a terminat așa de repede, pentru că l-am folosit să-mi îndepărtez machiajul de pe toată fața. Și funcționează bine, îndepărtează bine machiajul. După aia las așa o las puțin pielea uleioasă, dar eu mă spăl pe față după aia cu gel de curățare. Așa că nu e o problemă pentru mine. Dar vreau să-mi cumpăr altul după aceea. Nu știu dacă vreau să-mi cumpăr același produs după ce-l termin sau o apă micelară. Ideal, aș vrea să-mi cumpăr un ulei de machiant, pentru că alea sunt cele mai... nu trebuie dischete, cu ele nu trebuie să te complici, doar dizolv machiajul. Poate o să ajung la un magazin NYX ca să-mi iau uleiul acela NYX de machiant, pentru că la supermarket chiar nu am văzut uleiuri de machiante. Aveau ape micelare și lapte de machiant, dar n-am văzut niciun fel de ulei de machiant. De la Auchan mi-am mai luat dischete de machiante, pe care nu le-am adus aici. Sincer să fiu, nici nu am stat să mă uit la firmă, la nume, doar am văzut niște dischete și le-am luat. Mi-am mai luat un burete de baie și lame de ras. Astea sunt lucruri care au rămas în baie, n-am stat să le mai care să vi le arăt. Și mi-am mai luat și acest gel de curățare, gel intim de la Nivea, Intimo. Pe acesta l-am curățat pentru că... nu mai știu când a vorbit Roxana de el, acum 3 ani și ceva, ca să vedeți cât de mult mă influențează pe mine anumite persoane. Vorbesc despre un produs și chiar și ani după, eu tot îmi amintesc, zic, ha, țin minte că a vorbit nu știu cine și nu știu cine de produsul ăsta și îl cumpăr. Cam atât cred că mi-am cumpărat de la Auchan în mare, în materie de cosmetice. Mi-am luat și mâncare în ziua aia, bineînțeles.
să vă zic, primele lucruri pe care am cumpărat de mâncare de la Auchan au fost cașcaval, brânză topită și parizeri. Am fost și pe la magazinul Jumbo zilele trecute ca să le cumpăr băieților câteva jucării și bineînțeles că am găsit o grămadă de alte lucruri pe acolo. N-am putut să mă opresc doar la jucării pentru că știu cum te fraierească, știu că ei te fac să mergi așa prin tot magazinul înainte să ajungi la casele de marcat și am găsit câteva lucruri de care sunt tare încântată. Nu știu ce să vă arăt prima dată. Haideți să vă arăt acest ventilator mic care deja săracul l-am scăpat pe jos pe gresie și s-a desfăcut. Încă mai funcționează. Vedeți butonul acesta? Încă mai funcționează și l-am cumpărat pentru a-mi usca fața după ce mă dau cu spray de fixare a machiajului. Și funcționează de minune. Este așa de bine. Îți usucă fața imediat. La cine am văzut prima dată? Asta la Jacqueline Hill. Mi se pare că ea a venit cu un ventilator din ăsta mic odată și zicea că își usucă fața cu el. Și când am văzut pe asta la Jumbo, și am văzut că are și are ceva putere. Chiar face puțin vânt și... Oh, ce bine se simte acum pe căldura asta. Și am zis, hai să-mi cumpăr și eu unul, să fiu și eu extra, ca să-mi usuc spray-ul pentru fixarea machiajului. Dar v-am zis, a căzut și a costat 8 lei, deci nu mă aștept la prea multe, dar... Să știți, dacă vă luați și voi un evantai din ăsta, un evantai, un ventilator, să nu-l scăpați pe jos, pentru că asta se va întâmpla. Acolo am găsit și această geantă de plajă. Am venit aici fără geantă de plajă și a costat 25 de lei. Este dintr-o rafie, așa, ce este destul de încăpătoare. Am acum nea costume de baie, două prosoape, ochelari de soare, cremă de soare. Deci încape tot ce am nevoie în ea. Și e destul de lejeră și am cumpărat-o pe aceasta pentru că are fermoar aici sus. Asta am vrut neapărat să aibă geanta. Și îmi place, e drăguță. Îmi place și care partea asta de jos mai închisă, că atunci când o pui pe jos să nu se murdărească prea repede. Și că tot vorbeam de plajă, am uitat să vă arăt acest produs pe care l-am luat de la Auchan. Este o cremă cu protecție solară de la Gerocosen, care este SPF 50 și am cumpărat-o pentru că are protecție naturală, adică filtru mineral, are titanium dioxide și zinc oxide. Acestea sunt ingredientele care reflectă razele soarelui ca să nu te arzi. Și nu știu, încă n-am încercat-o să vă zic cât de bună este, cât de bine rezistă la apă, dacă te arzi sau nu de la ea, dar cât am testat-o pe mână, așa miroase bine și pare să se absorbă bine prin piele, nu lasă pe mână, cel puțin nu mi-a lăsat așa o peliculă albă, pentru că cremele care au protecție solară minerală sau naturală tind să lase o peliculă albă pe piele, dar să vedem cum o să fie când o să o aplic pe tot corpul. Am găsit și aceste agrafe la Jumbo, le-am cumpărat în special pentru agrafele acestea aurii, ca să nu iasă în evidență prea mult atunci când le pun în păr. Le-am purtat odată și a fost ok. Mi-au ținut părul bine în loc, ca să-mi trebuiască să mai dau după ureche. Pe celelalte nu știu dacă le voi folosi, dar au fost destul de ieftine, așa că nu mă deranjează să folosesc doar agrafele acestea aurii. Am fost surprinsă să văd că la Jumbo aveau o secțiune destul de măricică cu produse pentru unghii și acolo am găsit, stați ceva de prima dată, am găsit aceste unghii de plastic pe care poți să-ți pui o jele și mi-am cumpărat-o pentru că a fost destul de ieftină, nu știu cum să le zic, aceste unghiuțe de plastic. Le-am cumpărat, au fost în jur de 5 lei și le-am cumpărat să-mi pun toate ojele pe care le am la mine acum și pe care le-am și cumpărat, pe care vi le voi arăta imediat. Tot acolo am găsit și aceste capsule, aceste căpăcele pentru îndepărtat oja semipermanentă. Practic pui o vată mivată în acetonă, o pui ori în căpăcel, ori pe unghi și pe aia pui căpăcelul acela ca să stea vata fix acolo timp de 10-15 minute până se înmoaie oja și poți să o dai jos ușor. Le-am folosit o singură dată și v-am arătat pe Instagram. Au funcționat foarte bine pentru mine. Nu știu dacă a fost din cauza ojei sau pur și simplu funcționează bine. Știu că unele dintre voi mi-au zis că pentru voi n-au funcționat. La mine, la prima încercare, a mers bine și chiar m-am bucurat pentru că mi-e mai ușor să îmi pun căpăcelele acestea pe degete decât să stau să-mi înfășor fiecare deget în folie de aluminiu. Așa că mă bucur că le-am găsit și la fel a fost destul de ieftine, în jur de 6 lei, cred. Și tot acolo am găsit și această spatulă. Îi spun că este pentru a amesteca cosmetice colorate, pentru amestecarea culorilor. Eu am cumpărat-o nu ca să o folosesc cu ojă, ci mai mult pentru machiaj, pentru a lua ori anumite rujuri, ori produse cremoase atunci cu machiajul ca să stai să bagi degetul în ele, ci pur și simplu să iei puțin produs din borcănaș sau de unde o fi cazul și să-l pui pe ori pe mână, ori pe paletă, unde e cazul. Dar
Așa, asta a fost super ieftină și este din, cred că, oțel inoxidabil, da. Să vedem când o să o folosesc și pe aia. Și mi-am cumpărat de acolo și această acetonă, 99% acetonă, pentru că ați văzut din cea de la farmec mai aveam foarte puțin. Încă n-am încercat-o, dar dacă e acetonă o să funcționeze bine. Eu de obicei cumpăr acetonă pură pentru a-mi îndepărta oja semi-permanentă. Și dacă tot vorbim de oja semi-permanentă, haide să vă arăt ce mi-am cumpărat de la Melchior. Am fost acolo de 2 ori și mi-am cumpărat 10 oje în total, 10 produse pentru unghii, toate pentru oja semi-permanentă. Într-o zi mi-am luat 3, iar a doua zi au avut o promoție și mi-am mai cumpărat încă 7 produse. Au avut o promoție dacă îți cumpărai în valoare de 200 de lei, primeai 70 de lei reducere. Și am zis, ok, mă duc și îmi cumpăr și mai multe oje acum. Mi-am cumpărat prima dată un peel-off base coat. Stai să văd unde este. Acesta este. Toate pe care vi le arăt sunt în varianta de 4,5 ml. Și am cumpărat acest produs pentru că el recomandă atunci când vrei să-ți îndepărtezi oja semi-permanentă mult mai ușor sau când nu vrei să-ți reziste mai mult de o săptămână. Dacă vrei să reziste o săptămână, undeva pe acolo, poți să folosești și acea bază înainte ca după aia să poți să-ți dai unghiile mult mai ușor jos. Îi spun că atunci când începe să se, când se desface un colț sau puțin așa la bază, atunci e timpul să le dai jos, să ți le dezlipești pur și simplu. Și am testat acel peel-off base coat pe sora mea, că eram curioasă să văd cât rezistă unghiile și a rezistat. A rezistat cam o săptămână și un pic. Nu mai rezista ea, că eu am vrut, hai să vedem dacă funcționează, dacă se dau jos așa de ușor. Și chiar a fost ușor să-și dea oja jos, așa pur și simplu, pac, băga, am dat cu unghia că să se ridice puțin oja de la bază și pe aia, imediat s-au dat jos. Sunt foarte bucuroasă să am acest produs pentru că mie îmi place să-mi schimb culoarea unghiilor destul de des și pare să fie un produs ideal pentru mine. Să vedem cât o să reziste. Chiar mi-am aplicat acea bază când mi-am făcut unghiile ultima dată ca să vedem cât de ușor o să fie să mi-o îndepărtez și cât rezistă cu acea bază lipicioasă înainte. Mi-am cumpărat și un base coat pe care l-am acum pe unghii. Asta am pe unghii, e doar un base coat, nu am o ojă propriu zisă. Este acesta și se cheamă Pink Sticky Base Coat. Este o bază mai viscoasă, mai groasă un pic și îmi place și foarte mult culoarea. Eu recomand mult pentru manicura French, dar eu cred că este o culoare superă. Poți să și aplici culoarea ojă semi-permanent normal peste. Oh, îmi place la nebunie culoarea asta. Mi-am mai cumpărat și un top coat. Top coat simplu, normal, nimic special la el. Ojă neagră, pentru că mi-am cumpărat această ojă Cat Eye Gold. Și ar trebui să-mi iau și oja neagră ca să folosesc ca bază sub. Deși am deja o ojă semi-permanentă neagră acasă, dar am vrut neapărat să pot să-mi fac unghiile așa, cât timp sunt aici. Și pentru această ojă Cat Eye mi-a trebuit și acest magnet. Stai să vă arăt, acum imediat că mi-am pus toate ojele pe care le-am la mine, le-am pus pe unghiile acestea ca să vă arăt. Aceasta este oja aceea Cat Eye. Cred că se vede dunga aceea aurie. Poți să-ți faci model cu acel magnet. Sper că se vede, dar arată foarte frumos în realitate, mai ales dacă sunt unghiile puțin mai lungi ca să se vadă acel model mai bine. Mi-am mai luat și această nuanță care se cheamă Ever Flare. Așa arată. Este un roz foarte pal, drăguț, cu puțin sclipici prin el. Nu știu dacă se vede bine pe cameră. Sper să se vadă. Mai am nuanțele Ever Must, care arată așa. Și Ever Vivid, care este un mauv. Arată mai frumos în magazin acest mauv. Adică părea să ar fi mai intens, mai deschis, dar așa mi se pare că e un mauv închis. E drăguț, dar cred că e mai bun de toamnă. Nu știu. În magazin mi-a plăcut, dar după aia că l-am făcut swatch, mi se... E ok. E ok, acum nu mă mai dau pe spate după el. Și ultimele două culori pe care le am momentan, pentru că am de gând să mai cumpăr câteva, sunt acestea două, Ever Sun. Este acest auriu superb. Îmi place că are particulele de auriu destul de mici și nu rămâne aspru la suprafață. Rămâne neted, pur și simplu. Și acoperă și destul de bine. Am folosit 3 straturi de ojă pe această unghie, dar chiar acoperă bine acest sclipici. Știți că unele sclipici trebuie să pui 70.000 de straturi ca să se vadă ca o sclipici pe unghie. Și cealaltă ojă este Ever Moss. Este asemănătoare cu ce am pe unghie acum, dar puțin mai spre grey mauve. O nuanță foarte frumoasă. Și până acum sunt destul de încântată de ojele acestea de la Melchior. Rezistă bine pe unghiile mele și mi-a plăcut că s-au îndepărtat jos nuanța aceea Ever... Să vedeți pe cât îmi spate.
Ever must. Pe aceasta am avut-o pe unghii până acum și s-a îndepărtat foarte ușor. Și atât de mult mă bucur să am această paletuță cu unghii, pentru că mi-e mult mai ușor să-mi aleg oșa. De ce am mi-as chef de culoarea asta, de culoarea asta, decât să stau să mă uit la fiecare sticluță și să aleg așa, în funcție de sticluță. Mor de cald, dar aproape am terminat. Sunt la ultimul produs pe care mi l-am luat de când sunt aici, și anume Mac Fix Plus. Mi s-a terminat de când am ajuns și am avut nevoie neapărat să-mi cumpăr unul nou. Am fost așa în fugă la magazin, mai că am intrat, l-am luat și am plecat pentru că trebuia să mă grăbesc să ajung în altă parte. Și din păcate n-am putut să stau acolo mai mult, să stau de vorbă cu fetele de la magazin, să văd ce mai aveau nou, să mă mai joc cu produse, pentru că asta este partea mea preferată. Atunci când mă duc la Max, să mă joc cu tot ce au pe acolo, să descoper, să testez, să experimentez. Și mi-am luat un Fix Plus, nimic nou, nimic exciting. Dar mi-am dat seama că pentru mine Fix Plus-ul a devenit un staple, un must-have în colecția mea de machiaj. Nu contează că am tenul gras, că e vară, că e iarnă, nu vreau să-mi lipsească și trec prin acestea destul de repede. Dacă le termin, nu știu cât mă țin, 1, 2, 3 luni maxim, depinde cât de mult folosesc în perioada respectivă, dar... Așa, atât de mult îmi place, iar cel original este preferatul meu. Sunt curioasă, am văzut pe Instagram, pe pagina celor de la Trendmood, că au postat că vor scoate cei de la MAC vara aceasta ediție limitată, variante mini de Fix Plus, e cu miros de pepene, ananas, ceai verde sau ceai alb, nu mai știu ce mirosuri aveau, dar când am văzut poza, zic, alea trebuie să le iau, trebuie să le cumpăr, trebuie neapărat să le încerc. Și nu știu dacă o să apară aici în țară, cât timp o să fiu eu aici, sau dacă o să apară, sau dacă trebuie să le cumpăr abia când ajung înapoi acasă, dar alea trebuie neapărat să le cumpăr. Și gata, cam acestea cred că sunt lucrurile pe care le-am cumpărat eu de când sunt aici și am de gând să mai cumpăr câteva. Vreau neapărat să mai ajung pe la Melchior pentru că vreau să mai cumpăr o ojă ca cea aurie, dar pe argintiu. Am uitat cum se cheamă, Ever Stars, parcă. Vreau și argintiu, vreau să ajung și pe la Cupio, vreau să încerc și ojele lor, pentru că atunci când m-am arătat pe Instagram ojele de la Melchior, mi-a zis trebuie să le încerc și pe cele de la Cupio, așa că trebuie să ajung și pe acolo neapărat. Vreau să ajung pe la Pupa, magazinul Pupa, m-ar plăcea să mai ajung unde? Nu știu, acestea sunt pe lista mea să mai ajung la Melchior, Cupio și Pupa. Aș vrea să mai cumpăr cât timp sunt aici un iluminator de față care să nu bată spre auriu sau bej, vreau să fie ceva... un pic spre roz, neutru roz, ceva în genul ăla, dar nu știu unde să mă duc, ce să caut, așa că dacă aveți recomandări, spuneți-mi, le aștept cu drag în comentarii. Pentru că am adus cu mine două iluminatoare care amândouă bat spre auriu și acum parcă îmi lipsește, zic, vreau un iluminator care să nu bată spre auriu, ceva spre roz un pic sau neutru. Sper să găsesc la Pupa, nu știu ce am eu în minte asta, că dacă mă duc la Pupa găsesc acolo. Abar n-am, s-ar putea să nici măcar să nu aibă ce caut eu. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă da, apăsați butonul de like. Din nou, rămâne valabilă invitația. Dacă mă vedeți pe stradă, pe la magazin, pe oriunde, să nu vă fie rușine să-mi faceți cu mâna sau să spuneți bună. Promit că nu mușc, nu mănânc și m-ar plăcea mie. Eu m-aș bucura enorm să pot să vă cunosc pe cât mai mulți dintre voi. Și ne vedem în următorul clip, care sper să fie mai curând. V-am pupat. Pa!